Război în Consiliul Local Pogoanele între consilierii PNL și primarul Florin Dumitrașcu pe de o parte și cei ai PSD plus deputatul Marian Ghiveciu pe de alta. Tot războiul a pornit de la alți doi consilieri pe PDD care n-au vrut să joace pe mâna PNL, cum li s-a cerut de la centru, ci au trecut de partea PSD-iștilor. PPDD i-a dat afară din partid pe cei doi consilieri numiți trădători, dintre care unul ajunsese chiar viceprimar, iar azi în ședința Consiliului Local Pogoanele urma eliberarea lor din funcțiile de viceprimar, respectiv consilier. Numai că ședința nu s-a putut ține din lipsă de cvorum. Consilierii PSD și cei doi excluși din PPDD nu s-au prezentat, mai exact, au boicotat. Perspectiva boicotului se extinde și peste viitoarele două ședințe, caz în care, conform legii, Consiliul Local Pogoanele se va dizolva. Fără cvorum, consilierii PNL prezențează în ședință s-au plâns de situația creată. Vă sunt pesimatele. Nu aprobăm bugetul pentru la anul. Nu vă chipuiți că ne aprobăm bugetul pentru la anul. Nu putem deconta și nu putem orice ce avem, orice contract în derulare, orice investiție, orice. Nu putem participa, nu putem participa, nu avem cotele. Avem cote la ADI, avem cote la companie de apă. Deci nu putem cheltui niciun ban și nu putem realiza obiective deja aproape începute. Pentru că se putea face și altfel mișcările astea, mult mai diplomatic, așa, mult mai diplomatic. Sunt modalități, să nu zic în lege, dar de comun acord se poate găsi care de mijloc, fără să apelez la, ce să zic, la viciile astea, viciile procedură, practic, comun acord. După o jumătate de oră de discuții, secretarul a pus punct ședinței. Vom face procesul verbal, voi semna cu domnul primar și voi fi înaintea la prefectură. Vă mulțumim de participare. Primarul PNL, Florin Dumitrașcu, a explicat la finalul ședinței ce s-a întâmplat și ce s-ar putea întâmpla. Consilierii PSD și PPDD nu s-au prezentat. Mai mult decât atât, am înțeles că nu s-au prezentat astăzi și au în intenție ca nici la ședința următoare să nu se prezinte, cu scopul de a se dizolva Consiliul Local Pogoanele. După părerea mea, o atitudine și un demers regretabil, pentru că aceste lucruri se vor răsfrânge asupra comunității. Avem proiecte în derulare, avem nevoie să ni se aprobe bugetul, fără Consiliul Local nu putem lucra. Dacă se va ajunge la dizolvare, există două variante. Fie se vor organiza noi alegeri pentru consilierii locali, fie primarul va conduce de unul singur restul mandatului de aproape 4 ani, însă atribuțiile sale vor fi limitate.